Au trecut săptămâni, au trecut chiar luni și așteptarea continuă. Termene nerespectate, amânări după amânări, februarie, martie, aprilie, mai. Din păcate, nici în această lună mai nu vom asista la momentul mult așteptat, deschiderea pasajului de la Sânt Petru. În funcție de decizia care se va lua tot săptămâna viitoare, va începe inspecția sectorului respectiv de drum și în funcție de decizia inspecției se va stabili dacă poate fi deschis acest sector de drum sau nu. Și a asumat constructorul până acum problemele sesizate? Noi insistăm în continuare să-și asume aceste probleme. Nu pot să mă pronunț deocamdată deoarece discuțiile încă sunt în desfășurare. Se vor face verificări luni. Ce părere aveți? După câte s-au întâmplat până acum, nu știm la ce să ne așteptăm. Mulți au zis că e defect podul, unii au zis că este bine construit, așteptăm, așteptăm, suntem într-o ceață totală. Constructorul a construit și ca orice constructor, mic, mare, cum e, oferă o garanție. Nu? Deci, nu știu, 5 zile, 2 săptămâni, 3 ani, 10 ani. Deci s-a terminat podul. E terminat. Ce ar trebui să facă din punctul meu de vedere constructorul? Păi nu știu, să-l deschidă, nu? Dacă sunt probleme de X sau Y, domne, hai să stricăm să îndreptăm problemele. Dar dacă strângem un șurub să îndreaptă zidul? S-a cerut de către statul român extinderea garanției constructorului. Deci dacă există o problemă, garanția să fie extinsă în cazul în care apar chestiunile astea neconforme legate de execuție să se concretizeze, atunci constructorul să-și asume toată responsabilitatea acestui lucru. Am înțeles că nu s-a acceptat din partea constructorului extinderea garanției. Contactat telefonic pentru un punct de vedere în ceea ce privește inspecția programată săptămâna viitoare, reprezentantul firmei de consultanță a vrut să lase impresia că totul este în regulă. Cu aceste verificări, am înțeles perfect, iar cu aceste verificări trebuie să fie de acord și compania de drumuri și Inspectoratul de Stat în Construcții, corect? Fără îndoială că trebuie să fie. Dacă sunt în regulă, sigur că se face convocarea comisiei. Dacă nu sunt în regulă, pentru ce se vine comisia? Se respingă lucrarea, că nu sunt gata lucrările? Șeful de proiect în cazul podului de la Sânt Petru, Caie Barioz, a ales în loc de explicații să închidă telefonul. Aș vrea și un punct de vedere de la dumneavoastră în urma declarației purtătorului de cuvânt de la compania de drumuri că luni 15 mai se vor face verificări la podul de la Sânt Petru. Expertiză de la compania de drumuri, de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Asta ni s-a spus. Alo? Bună, vor vorbi cu companii și voi întreb dacă se confirmă informații. Vă mulțumim. Este o declarație publică aceasta, nu este o minciună. O zi bună. Cum podul spre Sânt Petru este în continuare închis circulației, disperarea i-a întors pe șoferi și localnici în timp până în anii 103-105. Atunci Apolodor a reușit să construiască un pod peste Dunăre. Nu se cunosc amănunte despre metoda de construcție, dar locuitorii din Sânt Petru sunt convinși că le-ar fi fost acum mult mai ușor cu Apolodor. Imposibilă varianta însă, așa că oamenii au protestat spontan atât în stradă cât și la sediul firmei constructoare. Cer de urgență lămuriri după ce dialogul dintre reprezentanții companiei de drumuri și cei ai firmei de construcții nu are nici acum finalitate. Vrem să aflăm și noi exact care sunt problemele, să ne spună și nouă cineva, se dărâmă podul ăsta mâine, poimâine, astăzi, care e problema? Sunt și șuruburi mai sus sau mai jos? Să ne spună și nouă, se pot rezolva, nu se pot rezolva, care este problema? Noi așteptăm să vină cineva să ne spună și nouă, să ne explice, constructorul, compania de drumuri și poduri, să ne spună oamenilor, este o problemă cu podul, nu se poate circula pentru că... Noi protestăm în continuare să ne facă, nu este în siguranță circulația pe pod, vrem să ne facă rond pe sub pod. Vrem să ajungem în Brașov, atâta tot, nimic altceva. Pe pod, pe sub pod, pe unde se poate. La limita răbdării, cu mii de lei date pe benzină și cu ore din viață pierdute pe șosele, șoferii, dar și locuitorii din Sânt Petru au depus la primăria din comună o solicitare de autorizare a unui meeting de amploare pentru vineri 12 mai. Am depus
O cerere pentru organizarea unui protest pentru vineri 12 mai. Credeți că se va întâmpla cu podul? Păi sperăm ca de acum să începem să avem, să le numim așa, acțiuni legale și până la urmă să ducă într-un fel sau altul la deschiderea circulației. Ancheta Brașov TV va continua până când vor exista certitudini și nu amânări.